Ciupercile adunate la întâmplare pot produce intoxicații grave. S-au convins de acest lucru doi sibieni, soț și soție. Ei au ajuns la spital în stare gravă după ce au consumat ciuperci culese din pădure. Norocul lor a fost că au ajuns repede la medic. Altfel, intoxicația le putea fi fatală. Ciupercile au fost culese de trei femei din localitatea Blăjel. Le-au dus acasă, le-au pregătit și le-au mâncat împreună cu familia. Doar una dintre ele și soțul acesteia s-au intoxicat. Am început să-i fac, controlez simțul picioarelor, cu un pix, cu deget, o pișcam, nu. O deraiat, o zis că i-am legat picioarele, după aceea au zis că o căzut într-o fântână. Cei doi soți au ajuns la spital, unde au primit tratament de specialitate. Acum sunt în afara pericolului. Aceștia prezentau simptomele unei intoxicații cu ciuperci. Se pare că în urmă cu câteva ore aceștia consumaseră ciuperci culese din pădure. Pacienții au primit îngrijiri medicale. Medicii atrag atenția că intoxicația cu ciuperci este extrem de periculoasă. În niciun caz tratamentul nu se face acasă. Apar grețuri, vărsături, diarei, dureri abdominale, uneori salivație, uneori delir în cazurile mai grave, să se prezinte de urgență la cea mai apropiată unitate spitalicească pentru tratament. Ciupercile otrăvitoare produc toxine care blochează producerea de ADN celular și atacă rinichii, ficatul sau mușchii. Cu cât tratamentul se face mai rapid, cu atât șansele de vindecare sunt mai mari. Copiii sunt mult mai sensibili și este evident, consumând, ei pot să prezinte cazuri mult mai grave. Prognosticul unei intoxicații cu ciuperci depinde, dacă vreți, și de momentul la care apare simptomatologia. Sunt cazuri în care apare la 2-3 ore și atunci asigur că intervenția este mult mai rapidă și șansele de vindecare și mortalitate, șansele de vindecare sunt mai mari, iar mortalitatea scade. O singură ciupercă otrăvitoare poate contamina mâncarea, de aceea medicii ne recomandă să consumăm ciuperci doar din magazine specializate.